Coordonatorul campaniei de vaccinare susține că specialiștii români știu situația epidemiologică din toate țările europene și sunt la curent cu toate încercările de a găsi soluții care să compenseze stocurile insuficiente de vaccinuri. Valeriu Gheorghiță este însă de părere că schema producătorului este de departe cea mai sigură. Soluția pe care noi o avem este să respectăm ceea ce este precizat în rezumatul caracteristicilor produsului și respectiv în autorizarea eliberată de Agenția Europeană a Medicamentului. România, în momentul de față, va merge pe respectarea schemei de vaccinare, așa cum ea este autorizată, așa cum spun toate dovezile medicale, cu două administrări, doza inițială și rapelul la 21 sau 28 de zile. Specialiștii români sunt de părere că nerespectarea termenului la care trebuie făcut rapelul este riscantă, în condițiile în care nu mai știi ce imunitate oferă prima doză și mai ales pentru ce perioadă. De multe ori, heirupurile s-ar putea să vină cu un efect invers, pentru că e clar că toate datele pe care le avem ne arată că efectul maxim, efectul scontat, obținerea de anticorp, se întâmplă la o săptămână după a doua administrare. Poate să existe o diferență de câteva zile, dar doza trebuie administrată cât mai aproape de ziua recomandată în prospectul produsului. Pentru a ajunge la o eficiență de 90-95%, este necesar ca a doua doză să fie administrată. Riscăm să avem o protecție mai mică, riscăm să avem un titlu de anticorp care să nu ofere imunitatea pe care ne-o dorim. De altfel, și specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății au recomandat respectarea termenului până la rapel și recurgerea la alte soluții doar în situații excepționale. Producătorii vaccinurilor au avertizat și ei că nu sunt dovezi că produsele lor ar oferi protecție în alte condiții decât cele folosite în testele clinice.